Cum putem preveni acest lucru? Aflăm chiar acum de la medicul Tudor Ciuhodaru. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Care sunt cauzele și, de asemenea, ce putem face pentru a nu ajunge parte din această statistică? În primul rând, mă bucur să vă revăd, dar veștile pe care le dăm sunt extrem de triste și vorbim despre o problemă reală de sănătate publică și asta arată încă o dată că suntem pe un teren minat. Evident că sunt două lucruri pe care trebuie să le corecteze România în acest moment. Odată vorbesc despre bariera educațională și aici vorbim despre educație pentru sănătate, inclusiv nutrițională făcută de la școală, pentru că este extrem de important să știi cum adopți un stil de viață sănătos, ce ar trebui să faci, cum ar trebui să te adaptezi activitatea, în așa fel încât acea constelație de factori nociv pentru sănătate să fie controlată. Iar pe de altă dacă tot în parte, dacă tot vorbim despre educație pentru sănătate, ar fi extrem de important ca noțiunea de prim ajutor să fie predată de la școală. Eu lucrez într-un spital clinic de urgență Nicolae Oblu, în care accidentul vascular cerebral poate fi recuperat 100% dacă ajungi în timp util. Asta înseamnă să ajungi și, din păcate, doar unul din trei pacienți ajung să se reabiliteze complet, pentru că românii nu știu care sunt simptomele și ce ar trebui să facă în acel moment. Iar pe de altă parte vorbim despre bariera economică, pentru că să știți că este extrem de important. O parte dintre acești factori care duc la îmbătrânire precoce și la o patologie legată de anumiți factori care înainte erau întâlniți la vârsta a treia, ține cont în primul rând de alimentație și stres. Iar aici, dacă vorbim despre alimentație și stres, au fost câte cei care au semnalat de fiecare dată că există un dublu standard alimentar la nivelul Uniunii Europene și am propus în Comisia de Sănătate a Parlamentului European înființarea acelei rețele de centre europene de control al calității și conținutului alimentar, așa fel încât să măcar să putem combate cancerul din farfurie și să fim siguri că ceea ce mâncăm, că de apa și de papa nu te poți feri, sunt corespunzătoare din punct de vedere al sănătății. Țineți cont că trăim într-o lume globalizată, stresul este permanent, dar pe de altă parte factorii de natură economică și educațională sunt cei pe asupra cărora am putea să intervenim și mă uitam la ceea ce fac alte țări europene în care mortalitatea prin boli cardiovasculare, prin boli oncologice, prin patologie care ține de accidentul vascular cerebral a fost mult redusă. Aici de ani de zile se face educație pentru sănătate. Și vreau să vă spun un lucru foarte clar, pentru a fi cu adevărat eficiente, cunoștințele legate de educația pentru sănătate trebuie să fie, dacă vreți, cunoscute precum alfabetul sau tabla mulțirii, să poată fi aplicate imediat, așa încât fiecare dintre noi să aibă o șansă în momentul în care se întâmplă ceva neplăcut, iar pe de altă parte, dacă vorbim despre prevenție, este un cumul de măsuri care nu a fost niciodată pus în practică și sper ca măcar acum, în ceasul al 12-lea, când vorbim despre astfel de patologie, lucrurile acestea să fie puse în practică și educația pentru sănătate. Să știți că am pus de foarte, foarte, foarte multe ori acest proiect de lege în Parlamentul României și, din păcate, nu a fost adoptat nici astăzi, să fie adoptată, pentru că doar cu educație, cu niște informații făcute corespunzător, putem preveni o sumedenie de afecțiuni care ne influențează viața în fiecare zi. Mulțumesc foarte mult, domnule.